Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, cu nisoarea asta nu mai avem speranțe că o să cultivăm avocado în România. Bravo! Discuția de ieri. Da, mă, că am promis ieri că explicăm. Noi ne-am luat aici. I-au trebuit 5 secunde să percutez. Da. Deci, le-am promis ascultătorilor ieri. Are 2.86. Da. Pe la 8 și ceva parcă să fi fost ceasul, că revenim cu... O să-i fac de alea cu... Și element ajutător, știi, și o să-i fac. Avocado. Auzi? Cred că un interviu cu președintele Iohannis ar fi numai potrivit acum, da, ca viteză. Face spectacol, da. Luca intervievându-l pe președintele Iohannis. Să fie mult timp pentru meditație. Și cum o vedeți, domnul președinte? Că nu îi poți să-i zici cum o vezi. Nu, cum o vedeți, asta... Cum o vedeți, chestie de respect. Da. Auziți, domnul Iohannis, cu Ucraina, cu rușii, cum o vedeți? Exact. Așa se pun întrebări. Da, ca să lași omul să se ducă unde îi place. Am putea să facem un format cu tine, cu interviurile lui Luca, dar numai cu întrebări de-astea. Sunt formate de foarte mare succes. Oameni care n-au nicio idee. Super simpatici. Era un tip pe travel care circula prin lume și se mira de lucrurile pe care le vedea, știi? Da. Gen, nu mai știu, un englez. Care ajunge și vedea zidul marele zid chinezesc. La ce le-au trebuit, mă, un zid atât de mare? Nu mai bine făceau case de toate cărămizile astea, știi? Genul ăsta. Da, da, da. Da, aș face. Deci cu avocado. Să revenim la avocado, da. S-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Ieri discutam cu Luca, nu știu ce, și i-am zis, băi, pentru un fruct de avocado trebuie 1000 de litri pe an. O tonă de apă. Da, de apă. Un fruct. Un fruct. Și Luca a protestat, nu e adevărat. N-are nu cum. M-am apucat, am documentat. Și am găsit o formulă de calcul care a fost prea complicată pentru mine, am pus-o pe Facebook. Și am zis, uite, atâta consumă mult. Spuneți, vă rog. Stai un pic să se deschide. Oamenii calcul. Nu știu. Da. Este în felul următor. Avocado este un fruct care consumă multă apă. Da. Mult mai multă decât roșiile sau amele, adică gen de 30 de ori mai mult, în fine. Și am scris pe Facebook următorul lucru, pur și simplu, sugerând oamenilor să facă niște calcule. Se dau următoarele date, un copac de avocado ajuns la maturitate produce între 200-300 de fructe anual. Pentru irigarea unui singur copac de avocado se folosesc în țările cu climă caldă, adică acolo unde se cultivă. E un fruct subtropical. Mexic, în principiu, Peru, dar și în Israel. În Israel. Eu foarte des găsesc avocado de Israel și acum sunt foarte uimit cum fac israelienii de crescată avocado, dar consumă ta. Ok. 45 de litri pe zi primăvara, până la 220 de litri pe zi în timpul verii și 120 de litri pe zi toamna. Și se cere să se calculeze ca la școală. Câți litri de apă sunt consumați anual pentru un singur fruct de avocado? În Chile, de exemplu, că după aia m-am mai documentat. Variază. Adică în Mexic se consumă 70 de litri pe zi pentru un fruct. 70 de litri pe an pentru un fruct. Dar în Chile, de exemplu, poate să fie până la 325-400 de litri pe an pentru un singur fruct de avocado. Variază destul de mult. Te strâmb la mine? N-are cum. Nici nu te-ai documentat, dar tot te strâmb la mine. Eu mă documentez cu logică. Dacă sunt 300 de litri pentru un fruct, da, da? Dintr-un copac de 300, da, înseamnă că pentru acel copac se folosește multă apă. De lacul Sutghiol. Multă apă, da. Asta este ideea. Dar, ideea este următoare. Eu n-am condamnat pe nimeni, n-am zis nimic, că eram care-i calculul. Băi, Facebook are un... Deci este populat. Toată lumea pe Facebook are un comportament pasiv-agresiv în primul rând. Adică răspunsurile, majoritatea au fost și ce vrei, mă? Care-i problema ta? Că se consumă multă apă cu avocado. Iar una dintre cel mai des întâlnite reacții a fost, da, apa nu se pierde. Apa, practic, circulă în natură. Adică ceea ce, în principiu, este adevărat. Adică apa pe care o folosești ca să irigi un avocado, după aceea ajunge în pânza freatică sau nu se pierde, o cantitate oarecum fixă de apă pe planetă. Dar a spune că apa nu se consumă de fapt și ea se recuperează, e ca și cum ai zice că eu îți iau portofelul din buzunar și practic banii sunt aceiași. Adică una dintre problemele... Ai n-ai înțeles-o pe asta? Ba da, am înțeles-o, dar ești prea profund. Sunt mai simplu, dar îmi pare rău, nu pot. Sunteți foarte tehnici în dimineața asta, nu știu ce-i cu voi. Cum e mai tehnic, mai simplu decât atâta cum? Ca să irigi plantații de avocado, monoculturi, în zone precum California, de exemplu, sau și în zone din Mexic, este nevoie să aduci apa respectivă de irigații din anumite părți, că nu te bazezi chiar pe ceva ploaie. Cu avocado? Nu, n-am nimic cu avocado, vreau să înțelegem despre ce e vorba. Și zootehnia consumă multă apă. Și orice fel de cultură consumă multă apă. Unele mai mult, altele mai puțin. Înțelegi? Nu vă spărați cum s-a ajuns aici?
Da. Sunteți, nu aveți nicio treabă, nicio fel de responsabilitate față de planeta pe care trăiți. Asta e. Care oricum s-a dus pe copcă. Adică, eu nu știu dacă eu sunt fatalist sau realist aici. Asta e părerea mea. Nu cred că mai avem ceva de făcut. Dar măcar să înțelegem ce am făcut până acum. Nu vreți să ieșim afară la zăpadă? Ba da. Uite, ia apă mult afară. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.